Ne trezim, bună dimineața. Azi este o zi importantă, deci nu se lucrează. Nu, astăzi este o mare sărbătoare pentru ortodox și înălțarea Sfintei Cruci. Normal, nu se lucrează. La muncă, ortodoxilor! Și am vorbit cu colegii mei aici de față, domnul Șerban, domnul Orlando, să ne întâlnim, să stăm de vorbă până la 10 în fața microfoanelor. Dumneavoastră să ne scrieți la 0729655555, mai comentăm, mai râdem o muzică, o atenție, o măslină și la 10 am plecat. Nu stăm până seara, că avem treabă, da? Bine, nu se spală. Nu se fac multe lucruri. Dacă era doamna Dăncilă aici de față, spunea, nu se face multe lucruri. Exact. Dar treaba cu vinul, începem așa. Doamna Dăncilă, îmi pare rău, dar este neconflictuală. N-am făcut nimic rău în viața mea. Absolut, exact, sigur că da. O să avem și horoscop. Lume, momente vesele. Ideea e că după această zi, după această săptămână, dumneavoastră să rămâneți cu ceva după urma noastră. Ba mai mult că dacă nu ne-ați ascultat în cursul săptămânii, mâine și poimine aveți berechet 3 ore de la 8 la ora 11 pe Gol de FM să ne ascultați. Ba care-i treaba, înțelegi? Bine. Băi, Nuriașul, băi! Ia! Așa, așa. Băi, mame, taților voștri! Așa, exact. Așa, la muncă ortodoxilor. La muncă ortodoxilor, pentru că țara are nevoie de cașcaval, exact, de salarii, exact, de a se împrumuta din nou. Să fie sănătoasă. La anul și la mulți ani. Am auzit că avem vreo 90 de miliarde. Cash? Împrumut. În opinia mea nu e 90? Mult. Da. În opinia mea nu e mult. De exemplu, Ungaria are undeva la... nu știu, 1000 parcă. De miliarde. Grecia, nu mai știu. Da, bine, iar Grecia... cea mai împrumutată țară din lume, știți care e? Care? America. Da. La deci, cine? Jumate la Israel, jumate la Japonia. Da, și Israel e după America, deci nu vă, nu vă dați peste cap, că sunt datorii peste tot. Dragi tovarăși și prieteni, în 1989, vai de capul tău, tovar, nici o datorie nu mai avea, bă, mai mult avem de primi bani, tovarăși. La câta foame am făcut atunci, aleu. Păi da, am făcut, tovarăși, să nu fim datori la nimeni, tovarăși. Da, da. Such face. Așa mi-a ieșit tovarășul Tupac. Bine am făcut. Monsieur Macron, v-a plăcut în România? Oui, oui, am văzut la televizor, doamne foarte drăguț, c'est super, prospectură, am puteți da la numărul de telefon? Wow, cine era? Madame Tatoyou, que merveilleuse! Cronica Cârcotașilor, audio live. Ne puteți suna, trimite SMS sau contacta prin WhatsApp la 0729-655-555. Cine credeți voi că ne-a trimis un mesaj pe WhatsApp, eh? Dan din Oradea. No, greșit. Cetățeanul turmentat. Atât. Bună dimineața. Ce să face privilegiații? Iată, ei stă și vorbește, pentru că nu are voie să face nimic, pentru că astăzi... este sărbătoare mare. Astăzi... fundamentaliști ortodoxi. Așa, așa, așa. Și mă bucur că v-ați îmbrăcat și voi frumos. Tu ai pijamaua aia bună, Șerban, da, mă uit la tine. A bună. Orlando este cu un tricou primit acum de curând de la este primit ajutor de la biserică. Un mesaj băutură cu astea. I finally drinking for God, for good. Now drink for evil. Doamnelor și domnilor, astăzi, în ideea în care dumneavoastră știți că e sărbătoare și trageți de timp cu șeful că să mă duc mai târziu, că mi-a fost voie, rău, că exact, de la must, că o atenție, că și cu vecina și cu praf, nu-s bune prafurile. Astăzi nu mâncați nimic, și anume usturoi, nuci, piersic, prune. Prune, da? Da, tocmai am mâncat o nectarină. Se mă, pune? Ideea e că sâmburele acestor fructe, păi, seamănă ce, asta cu... nu seamănă cu o cruce? O cruce. Iau-te, mă uit la sâmburul ăsta și văd chipul Mântuitorului. Declar morimă epidemie locală, îți închid biserica și te lași oben. Te trimit la muncile agricole. Așa, domnul, conform datinilor ortodoxe, da? Astăzi se sărbătorește prin post, dar așa? Se acordă dezlegare la ulei și la vin. Da. Bun, deci vin, ai voie. Păi nu, iei o gură de ulei ca să țin alcoolul da, jos. Da, da, și să nu se urce vin la cap, și aia bagi vin, tati. Bagi vin de la bunul de țară, tati. Așa. De la rozeu ăla, tati, simplu așa. Exact. Mm. Bași vin de la o bere că mi-o sete crânge. Nu bere. Nu bere, nu vin. Starea balonează. Berea... Am băut aseară, m-am întâlnit cu prietenul din Anglia, cu Finucci. A făcut el cinste, n-ai plătit tu, sper. Ai plătit tu? N-am plătit eu.
A venit englezul. A venit englezul cu cașcavalul pe el. Tati, nu dai și tu o bere, nu ne-am văzut. Și ce, s-a mutat definitiv în România? Nu, vrea să se mute definitiv. E foarte bine, face. Ienscă e nebun, dar... Are o privire mai... Adică rămâne așa pe gânduri când... Evident că are, normal. Cine poate să facă chestia asta? Păi pariu că și ăsta, prințul Charles, o să ceară să vină în România definitiv. Da, mă, știu. Și aia bătrână. O să conducă Anglia din România. Da. Deci unde e șeful? Cum? În România? Stai puțin, de asta vine în România, că vine, da, vine, da, Charles. Ai, știi cine, da, să mai rămână în Marea Britanie? Eh. Eu cred că ăsta, Puștiu. Da, da, Puștiu. Și Elisabeta a doua. Neața zmeilor, ne întreabă Dan, ci că Palinca... Poate ține de post, da, adică ia omoară și microbii. E de, da, e de post, dar eu cred că e de antiseptic. E de dulce ca antiseptic. Dan, apropo de Pălincă, stai o mică paranteză, Orlando, scuze, m-am fost la un eveniment odată la o filmare și era un tataie la Muzeul Țăranului, da, la Muzeul Satului, pardon. Și avea o pălincă de nu știu câți ani, era o galben în aia puturoasă așa, da, și scria medicament. Adică zic, cum vrei medicament, tată? Asta vindecă tot. Exact. Zic, nu umflă ficatul, nu, îl topește. Așa. Rămânem, așa, cu tradiții de această zi, de ziua. Hai să rămânem, hai să spunem oamenilor despre ce avem, păi, de făcut. Astăzi în zonele viticole începe culesul viilor. Se mai păstrează, exact, obiceiul ca preotul parohiei să vină să sfințească butoaiele cu vin. Dăune de la cârciumă, cine să le plătească? A făcut ravage acolo, păi, exact. S-a v-ați îmbătat și mai mult decât atât, să știi că în capătul capătul viilor, așa, sunt părți din vie unde nu se culeg strugurii. Ultimul ca să vină păsările să pape. Astăzi se bat nucii și se adună ramurile de alun. Da, mai departe. Astăzi nu se mănâncă usturoi și nuști, prune și pepeni. Da, mai prune și pepeni. La ce să mai, că a trecut pepenele, nu mai e bun. Astăzi se sfințesc plantele magice, între ghilimele, în tradiția populară. Frunzele și florile de busuioc, mentă, măghiranu și cimbru sunt plante magice și păi, se sfințesc. De măghiran, să pui în ulei de măsline niște busuioc cu usturoi și cu niște roșii de alea uscate să le mănânci la iarnă, așa, cu fripturică, cu... Hai de potolește-te, păi, da, că se spune că ăsta, florile de busuioc sfințit, acum alină durerile, da, și migrenele puternice, durerile. Uite, de dinți, mai multe. După 10 să vă dau eu câte o plantă de să vă puneți la sufletele așa. Auzi, să vă aline durerile. Parcă ai fi aia, cum o cheamă, soția lui Andy Moisescu, Olivia Șter, exact aia, cu plante, cu de-astea, cu frumos, cu... Uite-te la mine, Orlando. Ia, pune pe ruca asta. Ziua crucii până mă vestește că vara s-a sfârșit și toamna și intră în drepturi. Gata. Dient, hai, gata. De, hai, la revedere. Declar, pac, morim în epidemie locală, îți închid biserica și te lași oameni. Te primi la muncile agricole. Hai, la treabă. Până dimineața, 7:17. Nu ești un om complet fără să crești un copil. Măi, tovarășe Gabriela, măi, eu și doamna Nina, două cadre de nădejde, am încercat să avem copii, dar n-am reușit. Păi să poate, tovarășe. În toate statele civilizate, cei care doresc să ajung președinți provin din familii complete. Sunt căsătoriți, au copii, au nepoți, au trecut prin toate etapele vieții. Rușine! Rușine, măi, animalul. Cronica cârcotașilor, audio live. Ia zi tu, măi, animalul, cam cât avem astăzi ca grade în termometre? Măi, animalule, cum animalul, mă, ia vezi. Ia. Astăzi avem 27 de grade. Nu bag niciun nor. Da. Vântul slab, moderat, umezeală dimineața, începe să se facă condens. Așa. Soarele deja a răsărit pe cer. Așa. Avem lucruri interesante, ce să vă zic mai mult. O să fie foarte frumos, duminică s-ar putea să avem o mică ploicică. Da, așa, o chestie de câțiva stropi, da. Daniel din Câmpul Lung ne salută, Daniel. Bună dimineața, domnilor. Dacă se poate, melodie de la Casa Loco. O zi și un weekend fain. Daniel din Câmpul Lung. La fel și vouă. Facem rost de, și Om, de melodie de la Casa noi. Loco. Păi n-avem noi melodie. Are ce să vă zic, vânt slab, moderat, da. Hai să dea, pe pace, să pe dea pompii pe... reclame, hai, păi, hai, se hai, poate... Hai. Toader, ce v-a recomandat pentru funcția de ministru al justiției? Sunteți o somitate? Dar n-am spus eu că și-am fost judecător 10 ani, sunt rector suspendat. Eu ce vreau să vă spun e următorul lucru verificabil la milimetru. Că am fost, mi s-a propus să preiau portofoliul justiției și mi s-au dat de pline garanții de independență. Dar domnul Băsescu are o concluzie mai bună. Ia zi-ne, Traian. Domnul Tudorel Toader este un judecător pe care poți să-l arunci la coșul de gunoi.
sunt un fabricant de gunoi cu idei noi. Vă privesc zâmbind cu ochi tulburi și goi. În puținele momente de luciditate mă gândesc că ideal să n-ai utilitate. Cronica Cărcotașilor, în fiecare dimineață între 7 și 10. Ne puteți suna, trimite SMS sau contacta prin WhatsApp la 0729 655 555. 7 și 26 de minute. Bună dimineața, Orlando. Bună dimineața, dezbrăcat-o. Bună seara. Bună dimineața mie. Așa, mulțumesc foarte mult. Ne-a dat un mesaj domnul Alex din Târgoviște la numărul cunoscut. Ne-a trimis un WhatsApp vorbit. Deci, neața cocoșei. Bună dimineața. Sper ca undeva, cândva, vreodată să ne vedem, să ne întâlnim, să facem o petrecere mare cu toți cei care ne ascultă, peste 7-8 oameni care maxim, sunt zi de zi maxim, și maxim. Mai mult și cu cei care sunt prezenți în momentul în care noi intrăm live pe pagina noastră de Facebook. Să-i chem tu că sunt în Germania, în Franța, ai văzut? Păi poate ne cheamă ei acolo. Ar fi o treabă, dar asta aștepți. De exemplu, uite, dar e fusul orar aiurea. De exemplu, mie mi-ar plăcea să mă cheme acolo, în Caicos. În Caicos am văzut și eu. I-am trimis și lui Orlando filmulețul, dar el nu are curiozitate și nu se mai trimit nimic. Pentru că ce apare? Piscină, un cadru cu a fost un filmuleț cu un cadru cu marea și într-un colț erau doi înoriașe care se jucau. Se rugau. Eu am văzut cum se rugau. Una pe alta se rugau. Uite, tu așa, eu așa, tu așa, eu așa. Simt tu mie, eu îți fac ție. În Caicos aia este e ceva. Astăzi cred că e ziua crucii. Crucea, mă zic. Declar mori, mă, epidemie locală. Îți închid biserica și te lași oben. Te trimit la muncile agricole. Am vorbit cu Silviu de Florans, că trece pe lângă el pe acolo, și mi-a spus, da, într-adevăr, o să aibă impact în momentul în care o să... Cine e Florans? Un mare uragan. Un monstru, de fapt, așa l-au denumit. E monstrul. Păi nu era Catrina aia a fost cea mai veche. Nu, e adevărat, Florence. Bă, da, ai văzut că toate uraganele au nume de femei? Da? Pentru că vin nume de și îți iau totul. Deci, îți iau totul, îți iau. Bate, Cuba. Bravo, bine, frate. Bună. Cel asta. Puțin nu 29 de lideri PSD ar fi pregătit o scrisoare în care îi cer demisia lui Dragnea. Ai, frate, încep cu politica. Măsura e luată de șeful PSD, care și-a strâns oamenii fideli, i-a băgat într-o cameră și a zis în felul următor: Tu și tu. Tu, mă. Deci, de astăzi, dăm la joale. Dar vezi că ieri am trecut prin fața sediului de acolo, de pe Chiselev, și am vorbit cu colega mea de la Realitatea, Ionela, și mi-a spus o chestie, că este un moment important, se discută vrute și nevrute. Zic, dar de cum? Cum ți-ai dat seama? Pentru că au adus din nou mașina de broiaj. Nu, dar fii atent aici. Serios? E altceva. Și telefoanele lăsate în ghiveciul ăla la intrare, adică exact. Nu vii mie cu telefonul, să scrii. Da, că... lasă telefonul, lasă că telefonul mai e cu telefon, dar alta e povestea și e foarte importantă. Deci i-au controlat la sânge la intrare, să nu cumva să aibă microfon băgat de servicii, de astea. I-au scobit și mă scuzați popou. Adică oamenii și-au luat toate măsurile, n-au făcut greșeli. Adică mai asta înseamnă că are morcovul. I-a băgat pe aia care sunt fidele, adică maxim 4 sau 5, că sunt din guvern. Ba da, Carmen Dan, e Dăncilă, e ce vorbe. Dragilor, și a zis așa. Arăt eu ca un tâlhar? Da, evident. Ați menționat cumva că niciunul dintre domnii aceștia nu recunoaște existența documentului și refuză să vorbească. Păi nu au voie. Hai mă, ce neba. Uite, Paul Stănescu, vicepremier, nu comentez. Bălălău, nu comentez, nu știu despre ce e vorba. Ai văzut pe Bălălău? Mamă, e șmecher de șmecher. E costum nou pe el, lucioși. Tuțuianu, dacă am ceva de spus, o zic în interiorul partidului. Da. Cred că singura persoană fidea față de el este Irina. Noi, Irina, este Carmen Dan, îmi pare rău. Tot scandalul a pornit din cauza ministresei de interne, Carmen Dan, care a fost acuzată că are primat violent mitingul diasporei. Și care ieri a ieșit de ziua pompierului fără niciun fel de apăsare. Frumos a dus, a manevrat, eu sunt ministru, șefa voastră, vă salut, șefa la pompieri. Păi, nu interesează pe doamna Dan, pentru că din moment ce jandarmeria a depus plângere penală. Da, i-a spus că n-a depus, că a depus doar niște lămuriri la parchet. Rahat. Și cazacul ăsta, îngerul înalt, cum e la operă, cum era, a
ieșit și a zis: care, bă, sunt martor, ce aveți, mă? Executat, exact, ordin, la revedere, haide, pa. Dar mi-a plăcut ieri când am trecut pe lângă pompieri cu Orlando, că am făcut 2 ore ca să ajungem la Unirii de aici. Erau toți pompierii, salutau cu tulumbele pe doamna Carmen Dan. Cu tulumbele serioase, așa făceam, da. Așa făceam cu tulumbele în aer. Și am auzit că și scandau: ieși afară, ordinară, ieși afară. Așa, căci că e un salut al lor. Nu, dar era afară. A, nu mai ieși afară. Bună dimineața! Dimineața zilei de 30, la ora 6, brigada de poliție rutieră a oprit un autovehicul condus de un cetățean în vârstă de aproximativ 45 de ani, cu un număr personalizat. Acesta operează sectorului 3. Acesta a fost condus la sediul brigăzii de poliție rutieră a Capitalei, unde s-au efectuat verificări. Triți, agentul Zgureanu, complectez și l-am arestat, mai ales că când a oprit mașina, a ascultat melodia asta la maxim. Cronica Cărcotașilor, în fiecare dimineață, între 7 și 10. Suna, trimite SMS sau contacta prin WhatsApp la 0729 655 555. Dăm legătura în stradă, doamnelor și domnilor, unde Liviu Dragnea are o întâlnire cu fanii. E normal ca un infractor să stea pe o funcție publică? Ați zis pe nu. Știți că sunt așa din cauza corupției, domnule Dragnea, și dumneavoastră sunteți un corupt? Dumneavoastră sunteți un corupt, domnule Dragnea. A fost bolnav de leucemie și nu avea medicamente. Larga, larga, de asta muie larga. Larga, larga, de asta muie larga. Cronica Cârcotașilor, audio live. Am primit 2 mesaje. Unul este de la prietenul meu Romeo, care actualmente e în Viena, dar în această seară ajunge în Târgu Mureș, unde o să fie o nuntă de gradul 2. Eu n-am știut că tu ții legătura cu Romeo Fantastic. El e chiar în Viena? Nu e vorba de Romeo Fantastic? Fiate, Romeo ăsta e un tip senzațional. E fantastic. Pe el îl cheamă Pâclea, de fapt. Și e din Brașov. Așa. Dar a emigrat în state, s-a cunoscut pe internet cu o domnișoară din Viena. A venit în Viena. Româncă? Româncă. Ea era căsătorită cu un uzgâncă. Fii atent aici. După ce s-a însurat cu ea, i-a luat numele. Și îl cheamă Romeo Zgâncă. De la? Între timp a divorțat. Îl cheamă tot Zgâncă. Deci eu am avut coleg de liceu pe care îl chema Grămadă, da? Nume de familie, s-a căsătorit cu Sertar. Nu, îmi pare rău. Nume de familie Sertar Elena. Îmi pare rău, profa mea de informatică Grămadă. Din școală o chema Grămadă, de mai cum? Argentina Grămadă, îmi pare rău. Să revenim la nume. Doamna Silviana din Brașov, bună dimineața, dragilor, vă iubește fata. Și noi pe dumneavoastră vă pupăm, zi frumoasă, weekend plăcut și toate cele bune. Așa. Acum am înțeles, cum să iei, mă, numele femei? Dar ce, se poate ia? Și culmea că nu era, ea fusese căsătorită și luase numele altuia. Exact. Deci i-a luat numele... I-a luat numele altuia. De ce? Da, dacă dar ce ți se pare? Să poartă ce? Ivan. Auzi, nu? Poate să-ți ia soția numele Ivan sau tu să-i... Eu. Chegeș. Păi tu, bine, tu nu, stai. Care-i numele de familia lui ăsta mic, al lui, cum îl cheamă, mă? Alto Berni. Berni și mai cum? Berni. Ivan și atât. Berni Ivan. Hai, vă spune-mă un nume frumos. Să revenim. Liviu Dragnea ar putea fi dispus să-și dea demisia. Condiția impusă, în schimb, de liderul PSD. El a adus mașina de bruiaj, au venit toți, s-au bătut cap în cap acolo. Nu s-au bătut. A făcut un ce ome mic, mă. A zis, se bat cap în cap și mai sapă pe unul. A zis, pune scrisoarea. Și a început ăsta să caute. O scrisoare pierdută, știi? Exact. Dar unde am pus-o? Exact. Deci scrisoarea va fi prezentată conducerii partidului, liderii PSD, cer și convocarea mai devreme a Comitetului Executiv Național. În tavara celor nemulțumiți sau care au intrat în conflict cu Liviu, se numără liderii de la Giugiu, Vaslui, Berila, Constanța, Dâmbovița, București, Ilfov, Olt, Vrancea, Argeș, Buzău, Caraseverin, Timiș și alte 3 organizații de sector din București. Deci eu vă spun așa cum e treaba. E foarte important. Ăștia toți or să o ia pe coajă. Mai mult decât atât. O cunoașteți pe doamna Fira? Ești, ia o să ia pe coajă. Dedi, am pariat pe tine, mă, băiatule. Mie nu-mi faci greșel de astea să... Eu v-am spus săptămâna asta.
Nu e, e plin de ghinioane, omul ăsta. Hai, băi, bă, nu iese nimic bun, băi, mă, vrea să facă atât de multe lucruri și nu are cu cine. Eu am pariat pe Dedi, credeți-mă. Cu Dedi e mai bine decât cu firea. Deci, eu am pariat pe Dedi. Eu zic Dedi să nu te pierzi cu firea, să te gândești bine ce vrei să ne spui. Deci, pe mine nu mă... Că ieri erai cu USR-ul, acum te-ai dat cu Dedi. Da, mă, nu, eu zic așa din, prietene, din conflictul ăsta. Ai aflat cotele de la pariuri, ca să știm. Auzi, n-am cote, nu mă interesează. Eu sunt cu Dedi. Am vorbit ieri cu cineva, cum că într-o comună, vai de mama lor, o amărâtă, da, de comună unde primarul este de la PNL, adică opoziția, au primit din partea unor sponsori, nu știu ce țară, un microbuz. Au dat concurs pentru șofer, nu s-a înscris nimeni, primarul s-a oferit să conducă, dar nu-i permite funcția. Funcția. Da? Și mai mult decât atât, nu au bani de înmatriculat. Și e ăștia spunea, bun, deci ai făcut deja proiect de autostradă, nu e gata, dar ai băgat prețul taxa, deja 9 euro și cât. Așa. Și aia copila și aia care au de mers vreo 20 de kilometri, dus 20 întors, nu au cu ce, pentru că nu au bani de matriculat autobuzul. Mi-aduc aminte când am făcut rost, așa, am cumpărat patru autobuze de școală. În urma unor reportaje Pro TV, ei le-au făcut reportajele, noi ne-am cumpărat autobuzele și i-au găsit și de matriculare, și șofer, și etc. etc. Dar cred că cel mai bun în momentele astea pentru Liviu este acesta. Drum, drum, drum. Drum. Bună dimineața, 7:40. Atenție. Drum. Și iar-i depresiv. Olguța mă vrea după gratii. Relativ, dragnea, de ce nu spui? Ea tot întreabă. Stresat de belina de Teldrum și alte dosare, de fete vesele cu care am petrecut la soare. Dragne, de ce nu spui? Olguța îmi descrie cu patos alte fapte penale. Drum, drum, este del drum. Cu grijile pe cap aș vrea ca să le fac iar scrumă. Drum, 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 este del drum. Dosarul care mă face să zbier pe drum. Drum, 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 este del drum. Nu mai scap de Olguța, ce oare mă fac acum? Drum, 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 este del drum. Mâncam-i pește din Belena la Ceaon. Acasă e o pădure și o leacă de piscină, o insulă și o factură la lumină. Pornesc televizorul și văd la jurnal cum mă caută bine aul în buzunară. Dragne, de ce nu spui? Și ies afară și pentru că e vânt simt cum o stață zboară. Pun căștile pe cap și iar îl chem pe Tuduse de seara. Drum, 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 este fiel drum. Cu grijile pe cap aș vrea ca să le fac iar scrumă. Drum, 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 este fiel drum. Dosarul care mă face să zbier pe drum. Drum, 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 este fiel drum. Nu mai scap de Olguța, ce mă fac acum? Drum, 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 este fiel drum. Mâncam-i pește din Belina, am luat Ceaon. Lângă tine acum, lângă tine acum, lângă tine acum, lângă tine acum. Domnul Dragnea, am auzit că aveți afaceri în Brazilia. Eu n-am nicio afacere în Brazilia, n-am nicio proprietate în Brazilia. Este o legendă care circulă de foarte mulți ani. Dacă dumneavoastră sau alții îmi găsiți acolo proprietăți, vă promit că le donez. Nene Liviu, îmi dai și mie 2 lei și casa matale din Brazilia? Nu. Hai, bibre, nu fi țăran. Nu. Larga, larga, de-asta muie larga. Larga, larga, de-asta muie larga. Cronica Cârcotașilor, audio live. Domnul Dragnea, am auzit că aveți afaceri în Brazilia. Eu n-am nicio afacere în Brazilia, n-am nicio proprietate în Brazilia. Este o legendă care circulă de foarte mulți ani. Dacă dumneavoastră sau alții îmi găsiți acolo proprietăți, vă promit
că le donez. Nene Liviu, îmi dai și mie 2 lei și casa matale din Brazilia? Nu. Hai, Vibre, nu fi țăran. Nu. Larga, larga, de-asta muie larga. Larga, larga, de-asta muie larga. Cronica Cârcotașilor, audio live. Bună dimineața, măi băieței, puteți să trimiteți WhatsApp, SMS sau să ne sunați? Ne puteți suna, trimite SMS sau contacta prin WhatsApp la 0729-655-555. Ei, acum strigăm horoscopul, deci fără contact. 14, da, 14 septembrie, astăzi avem o chestie destul de interesantă. Suntem pe lipsă de concentrare, pentru că Mercur cu Neptun au făcut o chestie de-asta interesantă, da. Pentru că weekend, lasă vrăjeala. Pentru că weekend, pentru că ați băut, că da, așa, așa. Trecem la berbecul. Berbecul începem de fiecare dată și terminăm cu pește, adică cu mine, cei mai buni. Berbecul, s-ar putea să fiți nevoiți să faceți o alegere dificilă în plan profesional și în afaceri, dar asta o veți face dumneavoastră singur. Nu vă ajută absolut nimeni. Minciuni! Așa, chiar așa e. Continuăm cu Taur. La locul de muncă aveți șanse să duceți la bun sfârșit o activitate profesională importantă. Bine. La Gemeni, vă rog să ne aprobați să-i trag 20.000 de puni în cap. 20.000 1. Gemeni, fiar în tot cu locul de muncă, s-ar putea să aveți o idee genială pe care șeful să vă preia și să se dea el mare cu ea în fața superiorilor. Am impresia că nu ne mai înțelegem. Exact. Rac, Șerban, la locul de muncă, superiorii vă apreciază inițiativile și realizările. Care este superiorii? Dar s-ar putea să constatați că unii colegii vă invidiază și vă bârfește și încearcă să vă discrediteze în secret. Că ei nu știu, nu mai e coleg cu mine. Ție nu ți-e rușine să mai arăți pe aici după tot ce ai făcut? Nici mistrețul. Leul, dragă leule, te sfătuim să-ți păstrezi optimismul, fiindcă micile probleme cu care te confrunți zi de zi, oboseală, lipsă de concentrare, da, spor, da, uite, așa, vă vor afecta psihicul. Păi asta mă afectează tot timpul. Psihicul. Citesc în ochii tăi că ai furat. Poțule. Uite, fecioară, se pare că în ultima vreme ați cam negligat odihna și riscat să ajungeți la epuizare. Odihniți-vă. Dracu, da. Balanța, în prima parte a zilei este posibil să aveți probleme, cu burta, să aveți probleme cu burta, mă auzi, sau în afaceri, din cauza zvonurilor lansate de o femeie invidioasă pe dumneavoastră. Asta e un caz, ra. Da. Da. Scorpion, Nealivache, fii atent, bre, astăzi speculațiile sunt de evitat, iar chilipirurile riscă să se dovedească păguboase. Ia uzi, mă. Acest element mi-a stricat cel mai frumos moment din viața mea. Așa, de la târgul ăla de chilipirul. Săgetătorul, da, s-ar putea să fiți nevoiți să luați o decizie dificilă în legătură cu o ofertă de colaborare pe termen mediu-lung. Părerea noastră, nu vă băgați în prostii. Și ce o să zică băieți? Prietenii mei spizari. Nu mai zic nimic. Capricorn, în a doua parte a zilei aveți șansa să vă relaxați la o întrunire cu persoane apropiate. Enjoy! Enjoy, bravo. Enjoy, dar toate faptele lui arată că nu-i în toate mințile. Da, se vede după el. Vărsătorul, relațiile cu partenerul de viață și cu prietenii ar trebui să fie foarte bune, dar dumneavoastră sunteți reticent, invidios, gelos. Că nu ești mătă ăla mic și rău. Ba da, ăla e. Pești, dezbră, este posibil să vi se ofere astăzi un cadou cu valoare sentimentală deosebită. De asemenea, nu este exclus să încasați o sumă mare de bani de la locul de muncă sau de pe urma unei afaceri încheiate recent. Minciuni. Nu, bag-o pe aia mea. Aia ta, da? Stai, ce, nu e adevărat? Dar tu crezi că eu găsesc așa din prima? Dați-mi banii că vă sparg. Asta era, da. Dați-mi banii că vă sparg. Exact. Așa le-am zis ustor la prima. 14 septembrie, scurt de tot, astăzi 1947 se năștea Dida Drăgan. În 1970, omul de afaceri Zoltan Tejari. Cezari. 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 Fii atent, am o veste proastă pentru tine. Am auzit că ne-au cumpărat aia de la Cluj, dar ci că sunt atât de transparenți că prin ei se vede Cezari. Așa că vezi cum îmi pronunț numele. Să trăiască domnul Zoltan. Așa. Domnul Zoli. Și în 1983, Amy Winehouse. Ia, fii atent aici. Rip girl. Yo, bună dimineața. Am legătura în stradă, doamnelor și domnilor, unde Liviu Dragnea are o întâlnire cu fanii. E normal ca un infractor să stea pe o funcție publică? Am ce zic eu? Știți că sunt așa din cauza corupției, domnului Dragnea, și dumneavoastră sunteți un corupt? Dumneavoastră sunteți un corupt, domnule Dragnea. A fost bolnav de leucemie și nu avea medicamente. Larga, larga, de-asta muie larga. Larga, larga, de-asta muie larga.
Cronica Cârcotașilor, audio live. Bună dimineața, măi băieței. Bună dimineața. Am primit de la domnul Dan din Oradea Mare un mesaj pe WhatsApp. El spune cam așa, ia. Păi da, dă mai tare, mă, tare băiețel, ce face, mai și mai cu energie. Vorbește încet, pe nu se poate. Zic eu că nu s-a antrenat suficient. Nața Zmeilor! Nața Zmeilor! Cu forță! Bagă mai cu forță! Am, să fie ca acest număr 7 din am, Oradea. Am văzut o poză mai devreme cu Tăricianu. În spatele unui familist convins tradiționalist se află patru, nu cel sunt patru, sunt cinci, cel puțin patru. Sunt cinci muieri divorțate, adică nu așa oricum, bă, băiatule. Bărba de casă. De casă. Eu zic să se supună la vot și asta. Dom'le, ai divorțat? Da, nu, te-ai înjurat, nu mai divorțezi. Nu, altceva, altă idee. Zic să se supună la vot, da. Diferența de vârstă dintre bărbat și femeie să exact. Nu fie mai mare de 30 de ani. De nu, de ai mă, ce are 30 mai mult. Pune 5 ani, așa. Auzi? Dar era chestia. E ca la abuz un serviciu. Cum e mama? E mama, e fată cu minte, e fată serioasă, divorțată, 3 copii. Ia, atenție, apropo de referendumul Lupește, am găsit pe Facebook o pagină se numește www.ztv.ro unde e un nene care dă o definiție adevărată. Ce privea de homosexual? Eu am probleme despre homosexual. Deci Dumnezeu nu bucur să fie homosexual între băieți. Trebuie să aibă o gacică, nu trebuie să aibă doi bărbați care să se ciocornească. No. Trebuie să se ciocornească cu o fată. Că dacă bagă ciocorneala în burtă, se umplă burtă și se face copilul din groștiorul. Și din groștiorul se face bebelașul și face miau. Și când asta au doi băiați între băieți, n-are cum să facă ciocorneala. Nu. Că are numai două crioni. Da. Și când bagi crionul în ascuțitoare, atunci îi se simte bine. Nu între doi băieți. Că între doi bărbați nu se face, că nu a făcut Dumnezeu, că a făcut dragostea între bărbași și între femei. Ce ai mâncat, Dorina? Eu am mâncat lapte. Dumnezeu, Pleșu, ce ne puteți spune despre prostie? Oamenii inteligenți ating cote de prostie pe măsura inteligenții lor. Vorbesc deci ca un om atins de această boală. Toți suntem proști din când în când. Spunem prostii, facem prostii, votăm prostiște. Tu te superi pe mine că te-ai născut prost? Păi vina mea, e supărătă pe părinții tăi, dar nici vina lor săracii nu e. E vina la părinții tăi. Băi, supără-te pe tot neamul tău. Așa sunteți toți. Cronica Cârcotașilor, audio live. Domnul Dragnea, am auzit că aveți afaceri în Brazilia. Eu n-am nicio afacere în Brazilia, n-am nicio proprietate în Brazilia. Este o legendă care circulă de foarte mulți ani. Dacă dumneavoastră sau alții îmi găsiți acolo proprietăți, vă promit că le donez. Nene Liviu, îmi dai și mie 2 lei și casa mea tale din Brazilia? Nu. Hai, Dibre, nu fii țăran. Nu. Larga, larga, de-asta muie larga. Larga, larga, de-asta muie larga. Cronica Cârcotașilor, audio live. Abia acum suntem live pe Facebook. Bună dimineața, domnul dezbrăcatul. Să un pic să vă arăt acolo, ia, așa. Lumina soarelui pe ce? Pe față, pe ceva. Exact, ia. Exact. Ia. Uite, de-abia acum arăți bine. Și la Orlando să-i se vadă domnul cristalul. Orlando, astăzi e puțin mai grizonat și mai luminat decât de obicei. Și Șerban, care... E la fel de brunet, fără riduri. Și n-are păr. Și cu mult păr. Și n-are păr, mă rog, fiecare lasă, cu cel doare. Lasă, că nu e ei, bine, m-am chinuit că el, Gicuța al nostru, când vrea merge, când vrea nu merge. Auzi, dar schimb, e vineri, vrea și el un pic de odihnă, tati, toată săptămâna l-ai folosit. Eu zic că ar fi foarte bine folosit. Un pic de odihnă, dar problema e așa, astăzi nu se poate odihnă pentru că astăzi Daddy va face față scrisorii celor 29 de organizații. Problema e că el mai are niște... și mâine, că nu știu, am așa o bănuială. Daddy, am pariat pe tine, Daddy, să nu cumva să mă dezamăgești, Daddy. Știi că la orice nu întâlnire... Nu mă lăsa pe mâinile firei, nu e ok. La orice întâlnire, ăștia din țară, muși, sporci, rupăși, intră în discuție cu el, după care toată lumea se zâmbă. Îți aduce aminte, Tudose, când, băi, stai bă, că dacă îți dau una și... A ieșit Tudose de acolo, era ușor transpirat, ușor tumefiat, dar...
O să mergem înainte, pentru că partidul, da, partidul Ceaușescu, România. Măi, exact. Zic că mi-aduc aminte de întâlnirile pe care le avem eu în interiorul partidului cu Cexu. Așa. Nu numai că toată lumea era lapte și miere, da, dar da, toată lumea aprobă ce spun eu. Aha, exact. Păi și acum crezi că e altfel? Acum cred că această metodă mea ar trebui implementată mai bine în cadrul organelor partidului. Da, 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 da. Dacă nu, propun câțiva mineri să fie prezenți acolo. Să vină la CPEC sau unde se... Cred că mulți au venit cu scrisoare și pe lângă scrisoare au și chestia asta. Au șeful, dar până la urmă, dați chestia aia, amnistia aia fiscală, amnistia aia... Nu dăm brenii. Hai că uite, am problemele astea, hai să rezolvăm și noi și cu datoriile și cu tot. Eu? Bună dimineața, eu am altă idee, firește. Ia spuneți, domnul ăsta. La fiecare amnistie fiscală, sigur că de să se dă și câteva tablouri. Numai unul. Nu, pentru fiecare amnistie cât un tablou, adică păi, e cadou. Doar le pune la dispoziție domnul Vulcov. Oferte, da. Domnul Vulcov, el are un cap, o plinde. Da, 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 domnul Vulcov, ceva de... Auzi, e membru PSD, domnul Vulcov? Auzi, da, Borcea, da, e membru PSD. Borcea? Borcea. Da, e nebunit, nu? Păi, dar la câți votați ne face... Borcea e membru al Taților Anonim din România. Exact, imediat vorbim de Cristinel Mâncalar, mama guvalia lui... Nici o vasectomie nu-l poate salva pe Borcea. Începe o nouă ediție șevlacuțite. Doamna Vasilica din Videle, direct din insula Belina. Astăzi am un preparat de pește. Ce pește? File de porc. Îi fac un file de porc. Am dezăpăcit, am ce am cu porcul eu. Nu, mă, nu vezi că e porc? Păi ce să fac acolo? L-ați spărlit înainte să-l tăiați? Nu, mă, așa e el. E bolnav? Mă, vedeam mesmă, mă, așa sunt ăștia negri. Cronica Cărcotașilor. În fiecare dimineață, între 7 și 10. Sună, trimite SMS sau contacta prin WhatsApp la 0729-655-555. Dimineața zilei de 30, la ora 6, brigada de poliție rutieră a oprit un autovehicul condus de un cetățean în vârstă de aproximativ 45 de ani, cu un număr personalizat. Acesta operează sectorului 3. Acesta a fost condus la sediul brigadei de poliție rutieră a Capitalei, unde s-au efectuat verificări. Triți, agentul Zgureanu, complectez și l-am arestat, mai ales că când a oprit mașina, a ascultat melodia asta la maxim. Cărcotașilor, în fiecare dimineață între 7 și 10. Bună dimineața, ne puteți vedea live pe Facebook. Avem aici, Facebook-ul e cu noi, să trăiască, să fie primit. Da. Acum suntem live și pe radio. Auzi, apropo de partenerii noștri de live aici, da, zi de zi, îl avem pe Marian Trăznea, care nu a intrat niciodată, da, și spune așa: băi, eu mă culc, voi ce aveți de gând? Păi noi nu ne culcăm până la 10, am nici trezit, după. Da, după avem treburi, alte treburi, alte filmări, alte lucruri, nu stăm așa în pat ca tine. Cetățeanul turmentat Florin spune: Orlando, absolvi cursurile de consumator ca să poți tricoul ăla, pentru că știi că trebuie... Am chiulit de la unele cursuri, dar promit că o să recuperez. Da, e băiat bun, recuperează pe cuvânt. Acum să trecem la ce avem de vorbit. Să râdem cu Gigi Becali și cu Cristi Borcea. Mesajul pe care a transmis finanțatorul. Bă, deci cum e asta, finanțatorul FCSB? Domnul finanțatorul să rămână în legătură cu anunțul de zi. Șmecherul cu bani de la Steaua, sau cum se cheamă ea acum. Băi, peste un an sau doi, să nu mai faci asta cu alte femei. Care să zic ce s-a întâmplat, mai înțeles? Ieri eram în Grecia. Unde e tu? În Grecia, mă înțelegi? A tot zi în Grecia. Și mă sună Borcea să ceară binecuvântare, mă înțelegi? La dumneavoastră. Păi eu îți dau binecuvântare, dar nu am treabă. Eu te-am cununat odată. Eu nu te cunun pe tine de șapte ori, mă înțelegi? Asta e sfânta taină. Și nu ne jucăm cu așa ceva, mă înțelegi? Că eu nu fac așa ceva. Pentru că de ce? Pentru că odată îți dă Dumnezeu darul, îl primești și îl ții. Arunci cu darul lui Dumnezeu, nu ai voie. Bine, eu mai înțeleg, eu zic așa la modul general, adică nu zic despre el, mai înțeles că așa spun canoarele, așa spun sfintele cărți. Și ce spune în cărțile alea? Dacă îmi tai capul eu, așa să fac, ce scrie în cărți, eu așa fac. Și mai e vorba aia, ne-a zis. Stai să zic, dai și din gură bagabontul și... Iartă-i, iartă-i. Deci o să mai ai pe gemeni. Deci are șapte.
cu încă 2 face 9. Nu. Bun. Înțelegi? Mai deci departe. Ecuație de gradul 1 x cu y cu z, faci pe x la 2, de cunoscută cu 7 egal 9. Așa. Deci asta e important. Cu copiii trebuie să te descurci, să muncești. I-am zis bine că ai făcut cu astea 3, mă înțelegi? Bine, mai fă cu astea 2 sau 3, bine, mai fă cu astea, plătep, necunoscută de gradul, urpac, pac, trebuie să auzi, da, Gigi, dar deci, e vorba aia. Lasă curvăsăraia, bagabotule, care ești bagabot. Ești firmă, dar ești un bagabot. Bă, dar e vorba aia din popor, odată vede nașul afine. Păi da, dar e o altă vorbă din popor. Iar de fiecare dată vede Borcea și pe afine și pe nașe și pe aluaia și pe aluaia și pe aluaia și pe aluaia și din păcate ăștia mici se vor naște undeva unde nu este locul potrivit pe cuvântul meu. Și mai zic ceva cu Borcea. Mai lasă dracu botoxul ăla și vopsitul și ăsta și dusul ăla ăsta să-ți faci și de-asta la sprâceni. Mai lasă că a intrat satana în tine de tot. Te duci la solar, te duci să-ți bagi alea în fund, bagă silicon, îți bagă aia, păi ce să mai faci? Te zici că ești captain Kirk de Star Trek, bagabotul. Nu știm că a trecut mulțuna. Trimite SMS sau contacta prin WhatsApp la 0729 655 555. Evident că am primit iată mesaje. Domnul Dan spune: acum s-aude, ia s-auzi mea. Neața zmeilor. Așa, da, băiatule. Vezi că a prins mai multă putere, da. Vezi că e și ușor nervos. Adică dacă nu s-aude nici de data asta, chiar nu mai dau niciun mesaj. Evident, da. Dar turmentat, în schimb, s-aude bine el. Ia. Deci, el de mic așa are puteri divine. Stai în bloc, un vecin gen cetățeanul care la ora asta dă muzică populară și are carafa de vin pe masă în bucătărie. Om serios, nu facem greșeli de astea. Auzi, câte grade vor fi astăzi? 27. 27 în București. Da, avem în Harghita o informare meteo cu niște vânt și cu niște ploicică, dar în rest totul e perfect. Informare, știi cum am Harghita? Informare, avem cod români. Cod de român și de român, da. Și ieri am spus, eu dau un 27, tu cât dai în weekend? 26. Alex din Târgoviște, am revenit din Turcia! Bravo! Excelent! Nața Cocoșei! Bună dimineața, Alex! Excelent, Nasusân, și Mișii Sabo vine mâine din... De unde vine? În Turcia. Și el a plecat acolo? Da, o lume așa că dăm. Ce vorbești, mă? A prins o ofertă, 10 zile, da? 8 euro. Bună dimineața vouă tuturor. Și Erdogan a prins o ofertă. Președinte, pe viață. Dar nu e pe viață, e sultan pe viață. Nu e președinte, sultan, se face califatul din nou, a nebunit? Păi ce facem aici? Păi ce facem aici? Tu că le uite băgărim, accentul băgărim. Dimineața zilei de 30, la ora 6, brigada de poliție rutieră a oprit un autovehicul condus de un cetățean în vârstă de aproximativ 45 de ani, cu un număr personalizat. Acesta operează sectorului 3. Acesta a fost condus la sediul brigadei de poliție rutieră a capitalei, unde s-au efectuat verificări. Triți, agentul Zgureniu, complectez și l-am arestat, mai ales că când a oprit mașina, asculta melodia asta la maxim. Foarte tare! Cărcotașilor, în fiecare dimineață, între 7 și 10. Am auzit că ne prea cineva între ora 8 și 8 și jumătate de pe Facebook și ne dau pe TV, undeva în Argeș. Și asta? Sper să aflu și numele postului, că asta n-am aflat, dar adică mi s-a spus, dar am uitat. Ei bine, ne-au dat un mesaj colegii de la Eveniment Sibiu și ne-au spus așa: Râmnicu Vâlcea azi 29 de grade, wow. Pitești 28 de grade, Sibiu 26. Măi, dar spune și de Slatina și de Dăgășani, păi, dar nu se poate că se prinde. La Dăgășani acolo ce temperatură au ei în butoaie. Da. Bâlbe, mustu și cu molfei, oalea. Bomba atomică în zonă. În sfârșit va fi metrou pe aeroportul Otopeni.
Cine va da banii pentru construcția noii magistrale? Ia, fii atent. Ia, te gândești tu cine dă banii? Comisia Europeană, aia de înjură PSD-ul tot timpul, Dragnea. Deci Comisia Europeană ne dau cașcaval, da, pentru porci, așa? Pentru metrou, pentru străzi, pentru și noi tot, jurăm și noi... de mama focului, pentru că de ce? E, sună bine. Păi să vă dea, mă, Putin bani, mă. De stai ce? Ăștia să ne dea bani, dar să ne dea degeaba. Da, exact, ei dau bani. Ați făcut ceva? Da, uite aici poze. Fac poze în altă parte. O băgăm pe Varvara. Exact, tu ții minte, dar nu mai mi-aduc aminte exact unde, cu piscina aia care nu era gata, dar erau poze pe net cu apa în ea și cu lumea în piscină. Păi, în Oltenia, parcă, nu mai știu unde exact. Da, revenim. Comisia Europeană a acceptat să financeze magistrala 6 de metrou care va lega capitala de aeroportul Anicoandă, care va rămâne mic. Da. Deci, până fac ei metrou, ăștia fac alt aeroport care o să fie mare. Dar el nu o să aibă metrou din prima, că nu facem așa, nu, băi. Mai inaugurează un terminal de ăsta de aeroport, cum l-au inaugurat pe acela, în formă de vioară. Mă, cum să faci, mă, un terminal în formă, păi, da, de mă, vioară? Da, suntem lăutari? Da, mă, dar... Nu. Este țara lui Enescu, ok, păi da, bun, da, păi formă de vioră, cum te cataloguează ceilalți nu în Europa? Nu contează, este țara lui Enescu, este festivalul Enescu și cu asta basta. A, să știi că în 20 de ani, eu zic că e ok, adică e un termen rezonabil. Nu, 25 de ani, adică nu te... Magistral 6 de metrou de la 1 mai la Otopeni va beneficia de finanțare. Hai mă că ați mai spus asta, ziceți câți bani? De milioane. Atenție, Agenția Internațională de Cooperare a Japoniei. Deci au bani, nu mai au ce face cu ei. Hai să spun, înțelegi? De bani, da? Vrei să spun bani? Un miliard 391 de milioane 634 de lei. Atenție, de 272 și 50 de cenți. Și 50 de euro. Băi, ești nebun la cap. Deci n-am fost să vă dau restul. Un miliard 391 de milioane, înțeleg, da? 634 de mii, înțeleg. Bă, dar 272 și 50 de euro cenți. Bă, asta nu mai înțeleg. E treabă japoneză, bă, aia-s corect. Băi, mai acum eu zic, poate să-l facă twerk, twerk până la aeroport, twerk. Că japonezii au întrebat, și care este termenul? O să întârziați cu care vor fi întârziere? Noi să întârziem? Noi? No. Să facă terminal pentru ei întârziații care pierd avionul, că-l scoate pe pistă și va merge paralel cu avionul până se urcă ăsta în el din metrou în ce vorbești, treabă japoneză, mă. Exact, foarte bine. Deci când va fi gata telefonul, să puneți mâna să ne sunați. Dacă mai trăim, vă răspundem. Cronica Cricotașilor. Ne puteți suna, trimite SMS sau contacta prin WhatsApp la 0729 655 555. Colegii de la eveniment Sibiu insistă ci că Slatina 28, Drăgășan 29. La Teleorman vreți să vă dăm? Nu! No! Nu, no, mulțumim! Lasă să fie acolo la voi. Uite-mă la tele... Băi, bagă subversive de-astea. N-am văzut așa ceva. La gratia e răcoare. Bună dimineața! Daddy, am pus pariu pe tine. Nu mă lași cu firea. Te rog frumos! Suna, trimite SMS sau contacta prin WhatsApp la 0729 655 555. Bună dimineața, măi, Florina ne scrie, măi, haioșor, cum se numește melodia din jingle-uri cu șoferul din Suedia? Adică ne întreb cumva de jingle-ul ăsta. Dimineața zilei de 30, la ora 6, brigada de poliție rutieră a oprit un autovehicul condus de un cetățean în vârstă de aproximativ 45 de ani. Da, aproximativ. Personalizat. Acesta operează sectorului 3. Acesta a fost condus la sediul brigăzii de poliție rutieră a capitalei, unde s-au efectuat verificări. Trebuie agentul Zgureanu complectez și l-am arestat, mai ales că când a oprit mașina, a ascultat melodia asta la maxim. Cronica Cârcotașilor, în fiecare dimineață, între 7 și 10. Stai să văd, asta e, nu? Da, vreau să văd dacă am greșit sau nu. Este echipul la șega de apăia! Cred că asta e. Leozinho, e un povo do trânghi pula de rede, e un povo mai bem. Chega pra nós, Beto Preto, e arrepia, Beto Preto. A República trânghi pula e Beto Preto. Asta e o
miting electoral PSD. Care-i treaba voastră? Mato Grosso, Minas ou Goiás. Resolvemos e participando todo torto que Marília tem mulher gostosa de nós. Não yeah. sei se é água, não sei se é mula, mas que pula, pula! É alta! E alta? Eu zic că asta e, mă! Pular înseamnă sări! Melodia de care întreba domnișoara se cheamă cum se aude și artistul este Romino. Romino, da. Până în alta... Desi, nu ne lăsa cu firea. Desi, rezistă, Desi. Caută Romino Power. Pelo jeito da mulher, mulher baixinha tem a coisa miudinha. As mulheres tem a coisa. Se vende, vende, bota calor. Bota calor, vende, vende. Coisa apertadinha, a separada. De grande metego de um pensadel. Ne scrie Florina: bună și asta, nu mai pot conduce mașina. Dacă treci pe lângă un polițai, deschide geamul și dă la maxe. Haideți toată lumea cu mâine noi. Strigă-ți toată lumea. Benji, Benji. E as mulatas tem a coisa que me mata. E as mulatas tem a coisa que me mata. Vai que haver informação. Tá, é famoso. Melodia pela capa de Pedro Florina. E Pedro Congresso Extraordinário CPXU PCD. Ai, ai, ai. Pelo jeito da mulher. E as loirinhas tem a coisa arrumadinha. E as coroas tem a coisa. Asta e o Oltenesc show. E o bătută de PSD. Bătută de jandarmerie. As mulher tem uma coisa que um homem sempre quer. Edi, mie me rezist, mie me rezist. Nu ne las cu fire ai nebunit. Știi care dansul? Am paliat pe tine. Știi care dansul preferat al jandarmilor, nu? Care? Bătuta. Pelo jeito da mulher. Și al protestatarilor? Haulita. A japonesa. Americana. As europeia eu não faço nem ideia. Europeia. Europeia. As europeia eu não faço nem ideia. De modo calor, bende, bende. Uma boa de pé. Tem uma coisa que o homem sempre quer. Eu conheço essa coisa pelo jeito da mulher. As mulher tem uma coisa que o homem sempre quer. Até lá, urmananca, a uita să zică. Ce tu, gracia! Tu, vizele! Meu, meu! E as mandona tem a coisa bem grandona. As convencida tem a coisa esquecida. As mulher macho, eu não sei o que é que eu acho. As mulher macho, eu não sei o que é que eu acho. As mulher tem uma coisa que o homem sempre quer. Eu conheço essa coisa pelo jeito da mulher. Grande melodia popular do Brasil. Do Brasil. Nu știu de ce după piesa asta Dicuță insistă să dea acest jingle. Dăm legătura în stradă, doamnelor și domnilor, unde Liviu Dragnea are o întâlnire cu fanii. E normal ca un infractor să stea pe o funcție publică? Ar ce zic felul? Știți că sunt așa din cauza corupției, domnule Dragnea, și dumneavoastră sunteți un corupt? Dumneavoastră sunteți un corupt, domnule Dragnea. Sunteți un corupt. Larga, larga, desta muie larga. Larga, larga, desta muie larga. Cronica Cârcotașilor, audio live. Bună dimineața, măi băieței. Restricții de trafic sâmbătă în București. Ia zi tu dezbră. Stai puțin, că trebuie să vorbim de ziua de ieri, pe care nimeni nu a anunțat-o. Adică noi am știut că este ziua pompierului. Da. Dar ce a făcut pompierul? Păi nu a anunțat și a creat un haos. Pentru că noi, eu cu Orlando, că tu ai urcat trei trepte și ai ajuns în pat, dar eu a trebuit să plec cu Orlando spre Unirii. Și am ajuns la... Am ajuns pe Moșilor, pe la Romană, piața, mă rog. Ideea e că a fost haos, iar cei care au fost prinși în bucata asta de între semafoare n-au avut stânga-dreapta și au făcut 2 ore. Păi da, mă, dar se știa că 13 septembrie de-a lui Spirii, alea, deci ce să cauți tu în centru...
când am înțeles că mulți s-au îmbulzit să se ducă la eveniment să o vadă pe doamna Carmen Dan. Așa, ce vreau să zic? Deci traficul rutier se va restricționa sâmbătă. Înainte de asta, dacă îmi dai voie, trebuie să spun că a dat drumul la Waze. Tu știi ce ai Waze-ul? Du-te, bă, de aici, bagă-i din sistem bip. Așa, deci mâine între orele 16-19 pe banda a treia sensului de mers dinspre șoseaua Pandur către Piața Eroilor, având în vedere că va avea loc parada elevilor. Da. Pe strada Profesor Dr. Reiner, segmentul cuprins șoseaua Pandur, Piața Eroilor, dar în cadrul evenimentului cultural artistic denumit Zilele Sectorului 5. Aoleu, frate. Elevo e la putere, oprim artera mai vere. Mai mult de atât, între orele 11-15 vom avea un eveniment aeronautic, show-ul 2018. Auzi, am pe lacul Morii. Am și o întrebare, nu vă spun, ăștia sunt aici lângă noi, dar nu contează asta, contează altceva. Ce? Sectorul 5, ca să îl citesc pe domnul aflat aici de față, este cel mai sector sărac din București, da? O, e adevărat, domnule, e cel mai bogat, cu capul toți suntem bogați. Da, librării, anveloparea blocurilor, ce vorbe? Deci, și... așa a spus că e cel mai sector sărac din București, dar sectorul 1, care este cel mai sector bogat din București, a dat 10 milioane la biserică. La biserica din sectorul 5, by the way. Deci iată înfățirea între popoare, bă, băiatule, sectoare. Credința ne unește, fraților. Și acum, auzi, dacă avem acum chestia asta interesantă, tu pleci la nuntă, tu rămâi în Berceni, eu plec la Oltența, deci ideea e că trebuie mai răsfirați așa ca să avem loc să mergem sâmbătă, dar nu cu mașina, că va fi traficul blocat exact în zona asta de care va... Bine, traficul va fi blocat peste tot. La ieșire din București vinerea seara, voi ați văzut ce e? Da, am văzut. Păi nu vine, vine la ziua, că de ziua începe, nu seara. Da, seara de, pare partea a doua. Bine că au lăbărțat soselele, vorba unei doamne. A lăbărțat, mămică, soselele ca să aveți cum unde să mergeți cu mașinile. Păi da. Exact, exact. Pare corect. Bună dimineața, măi băieței, să fie pace, să fie veselie, să fie între popoare. Între sectoare. Între sectoare, mă scuzați. Deci cel mai sector bogat a dat bani la cel mai sector sărac. Care este? Ne puteți suna, trimite SMS sau contacta prin WhatsApp la 0729-655-555. Dăm legătura în stradă, doamnelor și domnilor, unde Liviu Dragnea are o întâlnire cu fanii. E normal ca un infractor să stea pe o funcție publică? Ați zis că nu. Știți că sunt așa din cauza corupției, domnule Dragnea, și dumneavoastră sunteți un corupt? Dumneavoastră sunteți un corupt, domnule Dragnea. Ce-am fărat eu? Sunteți un corupt. Larga, larga, de-asta muie larga. Larga, larga, de-asta muie larga. Cronica Cârcotașilor. Auzi? E live între 7 și 10 la București pe Gold FM, la Slobozia pe Fresh FM, la Târgoviște tot pe Fresh, la Oltența tot pe Fresh, în Oraș Arena, așa, în Mamaia. Constanța Mamaia, și avem așa eveniment FM în Sibiu, în Vâlcea, în Pitești și în Drăgășan și în Slatina și în Telemorman, dacă plus vezi. Informația asta pe care tu ai scos-o acum la lumină, cum că și live-ul este preluat de cineva din Argeș. Da. Iată, senzațional, cineva preia live-ul în direct, în eluare. Să revenim, să trecem, doamne, domn și domnișoare, la horoscop. Ia. Da. Avem un minunat horoscop. Astăzi, 14 septembrie, vorba... Este ziua crucii, deci nu aveți voie să mâncați... Eu mănânc struguri, am voie? Dacă îmi dai și mie, ai voie. Așa, și după aia epidemie locală, îți închid biserica și te lași obert. Și după aia, și după aia să beți un iaurțel sau niște lapte bătut. 14 septembrie, berbecul. S-ar putea să fiți nevoiți să faceți o alegere dificilă în plan profesional sau în afaceri, iar dacă vi se propune o colaborare nouă, ar fi bine să vă gândiți de două ori, pentru că s-ar putea să fie în defavoarea dumneavoastră. Extraordinar, nu cred așa ceva. Mă rog. Trecem la Taur. La locul de muncă aveți șanse să duceți la bun sfârșit o activitate profesională importantă. Go for it! Go for it! Toate faptele lui arată că nu-i în toate mințile. Știu. Da. Gemenii, la locul de muncă s-ar putea, deci nu e sigur, s-ar putea să aveți o idee genială și sunteți tentat să o puneți în aplicare. Doar că șeful o ia și se dă mare cu ea. Asta e. Rac.
Șerban, fii atent. Șeful. La locul de muncă, superiorii tu n-ai. Vă apreciază inițiativele tu și n-ai. Realizările, dar s-ar putea să constatați că unii colegi, adică noi, vă invidiază și vă bârfesc sau încearcă să vă discrediteze în secret. Noi nu. Îmi pare rău să vă spun, dar găinușe nu mai acolo cu mine. Nici mistrețul. Ce tot comești ca o cucuveamă, hă? Iauzi, Leule, notează tot ce spui eu, ai cilișa. Păi, e o afacere, da, deci o afacere de la care aveți așteptări destul de mari ar putea să vă dezamăgească. Este cazul să dați dovadă de răbdare și perseverență. Minciuni! Câtă răbdare să mai am? Toată. Hai, fecioară! Se pare că în ultima vreme ați cam neglijat odihna și riscați să ajungeți la epuizare. Odihniți-vă! Fecioară! Frumoasă, ce gene, ce zbincioasă! Ce muzică cu pupă, tata, băia! Balanța în prima parte a zilei, este posibil să aveți probleme în activitatea profesională sau în afaceri din cauza zvonurilor lansate de o femeie invidioasă. Orea! Ia uite-a! Frumoasă, ce gene, ce zbincioasă! Nelivache, fii atent, bre, că e scorpion, ești pentru matale. Astăzi speculațiile sunt de evitat, iar chilipilurile riscă să se dovedească păguboase. Trebuie să mai scoată cuvintul ăsta. Tăi că ai furat! Da. Chilipirul. Tanti Vasilica, ia uite și mata aici la săgetător, s-ar putea să fiți nevoiți să luați o decizie dificilă în legătură cu o ofertă de colaborare sau o asociere cu o afacere, ceva cu haine, auzi? Minciuni! Așa. Trecem la Capricorn, în a doua parte a zilei aveți ocazia să vă relaxați la o întrunire cu persoane apropiate și bine faceți, frumos, relaxați. Eu sunt cinstit până în măduva oaselor. Da, vărsătorul, relațiile cu partenerul de viață și cu parteneri în general ar trebui să fie foarte bune, doar că dumneavoastră astăzi sunteți irascibil, egoist, gelos. Aceasta este la ora actuală situația orășanului din România și încă cel mai privilegiat care este securistul. Așa, așa. Trecem la pești, dezbrăzodia ta. Te rog. Este posibil să vi se ofere un cadou cu valoare sentimentală deosebită. De asemenea, nu este exclus să încasați o sumă mare de bani de la locul de muncă sau de pe urma unei afaceri încheiate recent. Bine, boss? Toate-ți banii că vă sparg. Așa. Să vedem. Scurt de tot, astăzi, 14 septembrie, Dida Drăgan s-a născut în 1947. Pe 14 septembrie, tot pe 14 septembrie, domnul Zoltan, cum îl cheamă? Tezari. 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 Așa. Și în 1983 se năștea Amy Winehouse. Da, frumos, frumos. Auzi, frumos, apropo, mulți ani trăiască. La mulți ani, o chestie de ultimă oră, ce a spus firea lui Dragnea. Yeah. Dacă mă cauți doar când vrei tu, o să mă găsești doar când vreau eu. Aceste cuvinte ne doare. Ne doare tare. Vreau. Daddy, ținte tare, Daddy. Nu ne lăsa cu firea, îmi paria pe tine, Daddy. Daddy, nu uita, firea este viața ta. Daddy, nu uita, firea e așa. Nu o vrem pe firea. Da, mă, că el o vrea, dar în secret. SMS sau contacta prin WhatsApp la 0729 655 555. Domnul Toader, ce v-a recomandat pentru funcția de ministru al justiției? Sunteți o somitate? Dar n-am spus eu că somi. Și-am fost judecător 10 ani, însă rector suspendat. Eu ce vreau să vă spun e următorul lucru verificabil la milimetru. Că am fost, mi s-a propus să preiau portofoliul justiției și mi s-au dat de pline garanții de independență. Dar domnul Băsescu are o concluzie mai bună. Ia zi-ne, Traian. Domnul Tudorel Toader este un judecător pe care poți să-l arunci la coșul de gunoi. Sunt un fabricant de gunoi cu idei noi, vă privesc zâmbind cu ochi tulburi și goi. În puținele momente de luciditate mă gândesc că ideal să n-ai utilitate. Cronica Cârcotașilor, în fiecare dimineață între 7 și 10. Bună dimineața, măi băieței. Domnul Orlando avem? Avem. Domnul dezbrăcat avem? Prezent, normal că avem. Șerban? Da, avem. La botoane, deci, zi prezent. Avem. O trăiască să fie primit. Ia să vedem ce astăzi este ziua crucii. N-aveți voie să mâncați ce? Prune, usturoi, nuci. Bă, da, usturoi de ce? Pentru că... Să nu-ți pută gură. Dar nu de la chinezesc, de la românesc. Ah, bun, deci de la chinezesc e voie. Auzi, vreau să te întreb o altă chestie. Yeah. După jingle-ul ăsta, cumva tu... Mă, tu vrei să vorbești de Toader, mă. Da, exact. Vreau să vorbesc de... Te-am prins. Toader, Toader, pentru că el a făcut o conferință de presă și la un moment dat toate cele patru bube au vorbit. 3. Are 4. Dă-l de aici care 4. Haide, ia. Eu vă zic că am 3. Nu știu ce dracu vedeți voi la televizor,
Doamnelor și domnilor, dacă tot am făcut această conferință de presă, da, o să fac chiar o conferință de radio, da, cu fanii mei de la Gold FM. Că bănuiesc că mă iubește lumea. Da, te iubește mult în orice poziție și oricând și din orice parte primești numai salutări. Cordiale și prietenești. Vreau să vă spun doar atât. Sau să vă întreb. Mă, tâmpiților, voi chiar credeți că o să mă vedeți semnând acte notariale? Da. Sau dacă nu, o să încasez o pensie de acolo, ceva. O amărâtă de pensie de 27.000 de ron pe lună. Mare chestie, nu așa. Hai să fim serioși. Hai, Sictir. Dar te poți descurca cu banii ăștia în țara asta? Uite ce a spus dumneavoastră. Fiul meu nu e notar. Spune. Fiul meu nu e notar și notar, eu am făcut cursul ăsta de notar, așa la mișto, când caz de divorț, de o căsătorie cu șeful meu de partid, mi-a zis, Tudorică, stai ștampila mereu la tine, mă, că dacă am vreun act de semnat, vreo donație la Belina, așa, la Brazilia, să aibă omul ștampila la el. Exact, exact. Eu m-am gândit foarte mult și am găsit o melodie foarte... Numai tu și... Păi nu te ține răgușeala pe ce facem aici, bubosule? Eu atât de vreau să vă spun. Sunt mic și am vracu. Asta e pentru tine, iată. Dar ascultă cu atenție. Nu știu engleză. Hai că asta înțelege. Ce zice că nu înțeleg? Martine, fuck, fuck, Martine! E de iubire, e de iubire. E cu love, mult! Martine, fuck, fuck, Martine! E un fel de pac marine, pac, pac marine! Exact! Știi ceva? Să vă fie rușine, mă, ne simțiți! Te-ai uitat în dicționar, hoțule. Cronica Cârcotașilor, audio live. Get out the way, get out the way, get out the way. Move, get out the way, get out the way. Don't make you move to Miami. Move, get out the way, get out the way, get out the way. Move. Dăncilă, ce ne puteți spune despre programul de guvernare? Doamnelor și domnilor deputați, programul de guvernare al Partidului Social Democrat a avut parte de la început de o respingere automată din partea adversarilor partidului pe care îi reprezint. E, dar nu mai ziceți asta că se supără Livache. Vreau să vă transmit pe cere scuze. Mă, incredibil. Acum m-a străfulgerat. Mă, dacă îl dau jos pe Liviu, el trebuie să refac toate jingle-urile? Stai să vorbesc două secunde, da. Cronica Cârcotașilor, în fiecare dimineață, între 7 și 10. Dar nu se poate așa ceva, mă, băieți. Nu se poate, e imposibil. Cum să refac toate jingle-urile? Toate? Trebuie să refac? Vă dați seama cât trebuie să lucrezi? Livache, rezistă, Livache! Nu ne lăsa pe mâna firei, te rugăm frumos! Mă rog, să revenim. Ce-i puțin, mă? El trebuie să dea un telefon. Auzi? În acest moment, domnule, vă spun care e treaba. Orlando vine mai greu și e scârbos când vorbim despre tot felul de chestii legate de mâncăruri ciudate. În schimb, dezbrăcatul are o problemă pe care o are, cred că de un an de zile. Ei fac aia canalizarea și sapă aia acolo, deci, dar, bă, de, ce incredibil! Deci cine sapă singur canalizarea? Când are o problemă, el sapă la canalizare. Ce faci, mă? Ei, acum vorbesc cu băieții aia de însapă la canalizare. Dorele, vezi să sunt de acolo peste firele alea, dacă sap, da? Pentru că ultimoară mi-a oprit curentul. O, curentul nu-i frumos. Da, Dorele, fii atent, vezi cum sapă acolo, că ultimoară la ploaia aia mi-a intrat apă în casă. Exact. Acum să lăsăm pe dezbrăcatul să vorbească cu constructorul. Și noi să ne concentrăm la altceva. V-am spus alaltă parcă că Levi Polgar Levente pleacă în Spania să alerge un maraton de la Madrid la nu mai știm exact.
Segovia, 100 de kilometri, ca să arate cei 100 de ani de la înființarea statului modern român. Pe de altă parte, ci că omul de la ambasadă a plecat deja. Levente pleacă mâine. Ca să ajungă în același timp, el a plecat deja și Levente pleacă mâine. Eu zic să îl sunăm. Hai, să-l sunăm pentru că merită. Să ne spună unde Levi, ce vrea să meargă și așa mai departe. Ia hai, Levi. Răspunde la telefon, la telefon, la telefon. Hai de Levi, hai. Poate e la muncă. Levi, chiar dacă nu are o mână, muncește. Nu e la muncă. Da, domnul Mihai, bună dimineața. Care Mihai vrei? Ce bani vrei? Lasă Mihai. Bună dimineața, bun. Levi. Neața, neața, ascult. Aici suntem noi, suntem la radio, Șerban Huidu, Orlando și ar trebui să fie și dezbrăcat-o. Ia, bună dimineața, domnul Șerban. No, Levi, când pleci să alergi? Poftim? Când pleci să alergi? Mâine dimineață la noapte, aici, ora locală, la 4, ne vom așeza la linia de start pentru verificare echipament și la 4, numai de 5 de start. Auzi, da, sponsor, ai ceva sponsor, zile numele că trebuie să audă lumea. Din păcate, nu prea pot pomeni nume. Păi atunci... Aș putea vorbi de Invictus pentru că ei m-au susținut să ajung aici, niște prieteni. Și cam atât. De la stat până acum, ai primit ceva vreodată? Încurajări, okay. Cum? De la stat ai primit ceva vreodată până acum? De la autorități? Fii atent. Vreau să te întreb dacă domnul ăla de la ambasadă a plecat deja, pentru că am înțeles că trebuie să ajungeți în același timp. Noi o să plecăm în același timp, dar nu o să ajungem în același timp. Eu probabil... ritmul meu să ajung într-un timp, dar ne vom aștepta în final. Faci așa, fii atent, deci acolo, la Segovia, vezi că e un viaduct. Până vine el, mai merg pe viaductul ăla. Dar este adevărat că el o să aibă un taur în spate? Nimeni. Deci acum pot să vorbesc foarte frumos despre ambasada României, aici aflat în Spania. Oameni primitori, săritori, doamna ambasador este o doamnă extraordinară de eleganță și de deschisă la idei ce leagă românii. Auzi, Levi? Deci, da. Mai sunt ambasade cu oameni săritori la Statele Unite. Am văzut oameni care au sărit pe geam când i-au văzut pe ea că au venit cu camionul în față. Eu pot să spun că aici altfel stau lucrurile. Se mișcă lucruri frumoase. Adică pentru centenar s-au mobilizat. Au făcut cum să spun, un proiect frumos de a alerga 100 de kilometri. Pe mine. Ce temperatură e acum acolo? Cum ești cu umiditatea? 34 aseară era când am alergat pe drumurile patrii locale de aici. Am alergat. Îți ținem pumnii, Levi, succes. Și succes. Te sunăm luni să te întrebăm ce ai făcut. Ok, la final vă sun înapoi să știți, domnul Șerban. Bine, toate bune. Pa, pa, pa. Salut, România. Salut. Pa, pa. Mie mi se pare că Levi, care este Polgar, Levente, Ioan, să alerge pentru România la 100 de ani, mie mi se pare ăsta a fi statul modern român. Da, mă rog. Cu să alegem la 100 de ani, pentru 100 de ani de... Nu, la 100 de ani de stat. Asta era ideea. Și avem aici o spanioloaică să cânte, să alerge. Bebe, zi, bebe. Bebe, așa o cheamă, bebe, bebe. Bebe, bebe și mai cum? Qué tal, qué tal, fă? Que se ha convertido en río de este cuerpecito mío. Iohannis, câte camere aveți la Cotroceni? Câte scrie în declarația de avere? Cât de mari sunt? Puteți să studiați, scrie și câți metri pătrați. Pot să vă spun și adresa dacă doriți. O știu, dealul Cotroceni numărul 1. Dar auziți, cum ați ajuns în posesia camerelor? Cumpărându-le. Cu banii cui? Banii mei. Oh,
Cronica Cârcotașilor, audio live. Bună dimineața, este ora 9:15, zi repede. Ai vorbit cu constructorul? Ai vorbit? E ok? Am vorbit cu constructorul, vreau să-i anunț pe toți părinții care duc copilașii la grădință, la școală, că a apărut normal și firesc o enteroviroză, care spune copilul la pământ imediat în 10-15 minute. Acum, în momentul acesta, trebuie să vorbim despre comisarul european pentru agricultură, domnul Phil Hogan. Este urmașul lui Cioloș. Că da. Cioloș a fost comisar european pentru agricultură, după aia a renunțat, a venit în România, a susținut de patru băieți, a făcut să nu se partid, l-a luat pe Voiculescu ăla cu el, dar Voiculescu nu... Nu, da, Voiculescu, cum îl cheamă? Ministru, da, da. Așa, Vlad Voiculescu. Ei bine, doi sâsiți, ce să facă cu un partid sâsit? Da, să știi că al nostru, când s-a întâlnit cu Phil, i-a zis: Phil, ho, bă, dar ce înalt când ești noi! El are 2,10 m și de-aia 1,50 m. Și cu cine s-a întâlnit domnul Phil Hogan? Cu ei, domnul? Da, ea, cu oaia. Tu te perpecu și oaia. Exact, el, bine, l-a luat la pertu, asta e cea mai tare fază, deci ministrul român... Tati. Băi, băiatul, fii atent aici, de unu, că l-a luat la pertu și doi, că îi vine undeva la nivelul... Ca la buric, așa îi vine. Și al nostru, că e om serios, e om din popor, care n-a avut în viața lui concediu nici o zi liberă, duminica, vreo 4 ore, maxim. I-a oferit așa, știi, cu grimase pe față, un baston, nu e toiag. Nu el a oferit, a venit și că unul anonim și pentru că știa că ăsta e mare mălău și îl doare spatele. Da, a zis, ia dați la un cojoc, ia un brâu și ia o căciulă și un doiag. Avem failul, domnul? Avem failul, ia ascultă. Și Phil a lăsat alea în spate, stai jos să discutăm, așează-te. Și din momentul ăla s-a speriat rău de aia. Că dacă te uitai la fața lui, l-a luat cu leșinături, cu transpirații, era ușor alb la față. Zici că vine lui Phil, da, vine lui Phil ăsta până la buric. Păi, asta am zis mai devreme, tu pe cel mai trăiești. Păi da, dar trebuie să repet. Aoleu. Ia. Bun și pe seara. Care a știut că te doare soare. Și noi căutăm vindecarea cu totul bun. Iată un voluntar aici. Un voluntar pentru a servi acest obiect extraordinar pe care te rog să-l porți atunci când situația impune și gândul spre România să fie tras tot timpul. Mamă, mamă. Păi bine că mi-a dat o oaie, mă. Era cât pe ce să-i dea și pe oaie. Și el, Phil, a scos niște o folie de sana și i-a dat. Ce, uite, din partea noastră. Ia câte două pe zi. Da, mă rog, să revenim. Comisarul a venit pentru a rezolva probleme grave din România, cum ar fi pesta porcină, etc., etc., și să le spună așa: băi, sunteți niște incompetenți, rupți în spate și tu îmi dai mie cojoc, du-te cu cojocul de aici. Dar el era în casă, Daia era la birou și s-aude așa: cine e? Phil! Comisarul, deschide că te fac. Auzi, dar mi se pare interesant. Pe vremea Uniunii Sovietice erau comisari. La fel, miniștrii aia mari erau comisari. Pe vremea Uniunii Europene sunt o comisari. Bă, da, nu se poate alt cuvânt toată ziua comisari? Păi ce, mă, ție nu ți-ar plăcea să fii comisar? Dar ce comisarul Paraipan? Ce-i asta aici? Comisarul moldoven. Paraipan. Moldoven. Paraipan. Domnul Toader, ce v-a recomandat pentru funcția de ministru al justiției? Sunteți o somitate? Dar n-am spus eu că somit. Și-am fost judecător 10 ani, sunt rector suspendat. Eu ce vreau să vă spun e următorul lucru verificabil la milimetru. Că am fost, mi s-a propus să preiau portofoliul justiției și mi s-au dat depline garanții de independență. Dar domnul Băsescu are o concluzie mai bună. Ia zi-ne, Traian. Domnul Tudorel Toader este un judecător pe care poți să-l arunci la coșul de gunoi. Sunt un fabricant de gunoi cu idei noi, vă privesc zâmbind cu ochi tulburi și goi. În puținele momente de luciditate mă gândesc că ideal să n-ai utilitate. Cronica Cârcotașilor, în fiecare dimineață între 7 și 10.
Ne puteți suna, trimite SMS sau contacta prin WhatsApp la 0729 655 555. Dăm legătura în stradă, doamnelor și domnilor, unde Liviu Dragnea are o întâlnire cu fanii. E normal ca un infractor să stea pe o funcție publică? Ați zis că nu. Știți că sunt așa din cauza corupției, domnule Dragnea, și dumneavoastră sunteți un corupt? Dumneavoastră sunteți un corupt, domnule Dragnea. Larga, larga, desta muie larga. Larga, larga, desta muie larga. Cronica Cârcotașilor, Audio Live. Bună dimineața, măi băieței, este ora 9:24. Domnul dezbrăcat o avem? Supuesto că si. Hai că, da, avem, dar cred că n-avem până în 10. De ce? Ai bă must. Aoleu. Că ți-ai urât-o la cu struguri și... domnul Orlando avem? Ăsta deja e la revedere. Și deci domnul Șerban Paci se ține. Eu văd un desen animat cu noi trei. Și Orlando așa. Este sconcul ăla. Nu, cum stă el pe o cracă. Orlando, ce fac? Leneșu, da. Și din când în când bagă câte o de asta. Ia, băi, Orlando, ia, fă bă pe Gigi. Ia, băi, Orlando, Orlando, ia, fă-l mă pe Țânțelanu. Beneficiile nebănuite ale mersului pe jos asupra creierului. Păi tu ești somnambul, nu te-ai văzut, dar ții mâinile înainte așa și mergi. Mă rog, să revenim. Există niște programe pe care le găsiți în telefoane să faci cel puțin 5.000 de pași pe zi. Da. Este și o campanie cu Simona, cu Halep. Da, să faci 5.000 cel puțin 5.000 de pași pe zi. Și cei de la, nu știu ce marcă de bere, tot așa, cu 5.000 de beri pe an. 5.000 de pași împleticiți pe zi. Da, mă rog. De când îl am pe cățelul Bruno, trebuie să merg, de fapt nu trebuie, îmi place mie să merg cu el cam în fiecare zi. Dacă îmi dai voie, nu se vede. La Bruno, de Bruno zice. Dar știi care e faza? Problema lui, problema astora umflați cu burtă, este că dacă mai văd unul mai gras așa, dacă nu i-o dau de sus pe ton de bas, dar ei nu se văd pe ei, știi? N-ar veni un slăbă nou să-mi spună, bă, dar acum tot ce te-ai îngrășat, bă, frate. Hai mă, ia dați-vă tricolurile jos. Deci tu și cu șef tu burci, la fel faceți. Deci burtosul când mă vede, așa spune, bă, te-ai îngrășat, pe cuvântul tău, mă. Ia. Scade riscul de a dezvolta depresia. Deci beneficii. Dacă mergi pe jos 5.000 de pași, cel puțin pe zi, atunci poți să scazi riscul de a face depresie. Dar poți să-l ai în continuare, că treci în România. Păi depresie poți să faci și când mergi pe jos, pentru că te mai atacă un câine, te mai lovește un biciclist, un care câine. Nu merge pe pistă, pentru că n-are pistă. Cu Bruno, câine. Bine, hai, să mă ataci. Dar tu mergi cu el, că te-am văzut că te târie mai mult așa pe aici. Elimină oboseala fizică și psihică. Întărește hipocampul. Ce e la hipocampul, mă? Nu știu ce e hipocampul? Nu. Hipocampul este acea regiune a creierului care are un rol important în formarea și stocarea amintirilor, dar și a sentimentelor asociate amintirilor. Deci întărește hipocampul, băi. Ți-aduce aminte de Nikita, că am vorbit de ea azi când a zis, voi, dar ce hipocamp mare are domnul Dan. Îmbunătățește creativitatea, deci de aia suntem noi buni la radio, pentru că mergem pe jos mult, bine, mai puțin Orlando, el doarme mult pe jos, și mai mult mărește fluxul sanguin în creier. Eu știu că e bun fluxul ăsta sanguin în creier, pentru că îți crește creativitatea și așa mai departe. Dar mai e un loc unde e foarte bun fluxul sanguin. Da. Și e reglat de Viagra. E reglat de Viagra. Viagra îți crește fluxul sanguin în locul ăla și... Deci noi vorbim acum de mersul pe jos, dar dacă mergi pe biciclet, da, se amplifică treaba asta dacă mergi mai cu viteză. Dacă ai probleme cu prostata, nu mai mergi. Dacă mergi pe bicicletă, ți se umflă prostata, oalele. Bună dimineață, vreau să zic atât. Armata sovietică întotdeauna mers mult pe jos. Da. Și avem nevoie să fim sănătoși. Noi de-aia, de fapt, am venit din Rusia, am venit în toată Europa. Corect. Pentru corect. Mișcare. Mișcare face sănătos. Că vorbim, acum fac o legătură. Vorbim, mergem mult cu bicicleta. S-a dus la doctor și a zis, domn doctor, am prostată, ce nu? Ce ai tu e minge de oină. Bună dimineața! Forța cuvântului este de necontestat. Într-o zi, strigătul disperat al acelei fane la pușcărie se va împlini. Termenul se apropie. Mioara din Focșani ne-a trimis un SMS. Bună dimineața, Mioara!
Dimineața zilei de 30, la ora 6, brigada de poliție rutieră a oprit un autovehicul condus de un cetățean în vârstă de aproximativ 45 de ani, cu un număr personalizat. Acesta operează sectorului 3. Acesta a fost condus la sediul brigății de poliție rutieră a Capitalei, unde s-au efectuat verificări. Triți, agentul Zgureanu, completez și l-am arestat, mai ales că când a oprit mașina, a ascultat melodia asta la maxim. Cronica Cărcotașilor, în fiecare dimineață, între 7 și 10. Bună dimineața, Yanis Hagi, de 19 ani, a marcat un gol direct din corner, a fost foarte, foarte frumos. Scria GSP-ul că este ziua în care Yanis a devenit Hagi, așa spunea, foarte frumos. Auzi, seamănă cu Tasu, ce să ce mai... mai... Golul lui Yanis a devenit viral, toți jurnaliștii străini nu l-au trecut cu vederea. Deci fostul jucător al Fiorentinei a marcat direct din corner, profitând și de nesiguranța portalului. Nu ce să zic, eu l-am antrenat tot timpul. I-a zis deja lui Hagi, lui Gica, cum să-l antreneze, cum să șuteze, cum să bage cu șire. Da, n-a băgat cu șiretul, a băgat cu... Cu interiorul. Cu interiorul, da. Se ridică de aer, e efectul respectiv de unde ori și de 180 de grade. Ce ai făcut cu Turcia? Că erai în minutul 80 când genouă... Erai eliminat, erai dat la o parte. Ce ai făcut? Ai făcut o minune, ceva? Cum? Ești de simțiet. Dar n-ai de-aștia jucători, nu mai ai? Eu vorbi cu Erdogan să dea jucători, că nu se poate așa ceva. Adică cum ai spus? Adică eu înțeleg că sunt un geniu. Deschide ochii. Da, Mircea, m-a dat cu Erdogan, vorbești în ce limba? Adică cum? Ce vorbesc? Eu cu Erdogan vorbesc în ce limba vreau eu. E problema. Uneori mai vorbește și română Erdogan. Da. Adică cât când ești cu un geniu, trebuie să-i vezi limba, că și Murat e la fel, în română vorbesc cu el. Bună dimineața, deci v-a plăcut degulul ăstuia mic, da? Doar bă, este de perspectivă mare. L-am sunat pe Murat să-l ia acolo la Inter. Dacă și? Îl ia sau nu ia? A intervenit ăsta, Gigi Becali, a zis că băi, de la Steaua poate să plece. Bă, de simțietul ăla, ce ai, bre, mai juri pe mine? Dacă ești de simțiet. Bă, cum vrea cum să fiu de simțit? Bă, da, ești de simțit, ești un boșor. Deci nu e așa adevărat că dacă ceri în limba română mititei în ținutul secuiesc, nu e servit. Na. Primești exact ce ceri și sunt foarte bune. Trebuie doar să-i cureți de oase. Cronica Cârcotașilor, audio live. Aurogel Kivon, no, micinas, dragi elevi, deci nu e așa adevărat că dacă ceri în limba română mititei în ținutul secuiesc, nu e servit, na. Primești exact ce ceri și sunt foarte bune. Trebuie doar să-i cureți de oase. Cronica Cârcotașilor, audio live. 9:40, ia uite, aici avem un caz revoltător. România, una dintre cele mai sărace țări UE, are pensionarul cu cea mai mare pensie din UE. Pentru că? A făcut Olguța o reformă de draci în aula. A stat lingura băț în ceașcă, auzi? Dar vezi invidia popoarelor care... Da. Oameni, mă. Au dezvoltare de 2 lei, da. Pensii mici, trai și de mama lor. Deci... Și acum văd că în România creșterea economiei, dezvoltarea se... și cașcavalul, nene. Potorește-te că nu mă tâmpeni voi. Deci, având în vedere că sunt atât de multe pensii la limita subsistenței, care sunt vai de viața mamilor, undeva la 400, 500, 600. 130 de ron, tati. Da, să ai pensia asta, mie mi se pare o rușine până la Dumnezeu. Să o mai și crești cu 50%, mi se pare a fi
complet împit de, partidul ăla, partidul ăla e social-democrat. Deci atunci când faci bani mulți, te impozitează progresiv. Așa era pe vremuri. Conform doctrinei. Exact. E, acum ăsta avea pensie. Nu spun cum a ajuns la ea, chiar nu contează, chiar nu contează. Avea 34.700 de lei pensie. Și a ajuns după ce Oguța s-a dat peste cap la 51.334 de lei. Pe lună. Da. Deci peste ce vorbești, mă, cât e? 10.043. 13.000 de euro. 13.000 de euro pe lună. Gândește-te pensii. Că peste 85% din pensionarii acestei țări, dacă n-ar avea un copilaș care să aibă un salariu și un serviciu care să poată susține medicamentele, nu numai mâncarea sau întreținerea sau... Mie mi se pare că Olguța a făcut prăpăd. În luna august în 2017, domnul Gheorghe Bălășoiu, fost procuror șef în județul Argeș, a fost comandant al penitenciarului Colibaș, avea o pensie de 34.700 de lei. E, a venit Olguța și a dublat-o. Bravo! Bine, Olguța! Să trăiască ție, să-ți meargă. Auzi, bine. Nu a fost o tehnică, o unealtă, un as din mâneca lui Dedi pentru a obține și a câștiga? Dedi, dacă ne votați, Dedi, ținte bine, da. Dedi, nu cumva să o lași pe firea în locul, da, tău, Dedi! Auzi, am pariat pe tine, Dedi! Dacă ne votați, vă mai dăm 100 de ron. Și acum e o altă vorbă, mult mai mișto. Ia. Ai votat pentru 100 de ron, dar a venit și ți-a luat porcul din curte. Domne, las o neba de treabă, că ne întristăm aici de tot. Vreau să vă spun așa, bună dimineața. Cine bună ești? Dimineața, neață. Ce-i? Cine ești? Ce-i, dragă, nu știi cine, nu mai vezi bine. Dragă, vreau nu să zic așa, dragă. Deci, țânțăreanu, ce dragă, așa. Nu știi cine. Câtă sunt. Pensie ai? Eu n-am pensie. Dar ce ai? Eu am bani. Am înțeles, deja ai pensie. Bun, am, okay, bani, dar în afară de asta, că eu sunt dezvoltator, asta și mare... Dezvoltator? Ce ai dezvoltator? Stai să-mi dau prosopul jos și ți arăt. A, câtă dezvoltare stai, ai, dragă, mai... Astă seară la mine am invitată națională la topless de pensionare din Brazilia. A, mă, am văzut. Și vreau să zic că săracele bunicuțe din Brazilia au venit pe banii lor, pe pensia lor și au luat biletul de avion să participe aici la Miss Bunicuța Cordeanca. Am înțeles. Da, toate, cea mai bine, cea mai bătrânare, vreo 51 de ani, așa, dar nu ai, da. Adică nu ai, cum da, adică ai, da, da, sigur. Ai, da, dragă, da. Uite, pentru matale, da, pentru matale să trăiți, avem aici o piesă. Da. Auzi, ce faci, șefu? Da. Stai că am găsit și versul. Auzi, țânții, da, am o pensionare. Pune acum acasă, nu mai stai la coadă, că e mortale. Pune și asta, danseze plinicuța. Uite că acum eu o să-i arăt chiar. Hai, dragă, că am plecat. Auzi, țânții! Auzi, șef, da, ai făcut ce te-am rugat? Ce m-ai rugat? Te-am rugat să nu mai mănânci rahat, că te murdărești la vot și angajat-o să poftească, să te pupe în fund, uite așa să rotunjească. Începând de azi, eu nu sunt sluga nimănui. Nu mai pot să mișc un deget în cauza spatelui. După ce ți-ai ridicat matale marele imperiu, în numele veșnicului și nemuritor criteriu. Muncă, muncă, muncă și noaptea și ziua. Muncă, 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 niciodată pio. Acum ai rândul tău, șeful, să mă răsplătești și să-mi dai un concediu să te odihnești. Să stai și eu cu nepoții și cu strănepoții, să mâncăm o gaură de covric cu toții. Aș și șeful, ar mai fi încă ceva. M-am gândit ca să-ți lasie moștenire și paga mea. Ia-ți o Lamborghini, ia-ți o Acadea. Dacă nu puneți-o în cap, spal te cu ea, spalte cu ea, spalte cu ea. Au șef, fă și mie un cafea, pune și cremă de lapte și are repede cu ea. Au șef, hotărăște-te ce vrei, dar până te hotărăști, dă-mi o bere, două, trei. Au șef, fă și mie o cafea, pune și cremă de lapte și are repede cu ea. Au șef, hotărăște-te ce vrei, dar până te hotărăști, dă-mi o bere, două, trei. Au șef, nimica, făceam prezența, dacă e sau nu, nu se simte diferența. Mă roade curiozitatea, e timp de o întrebare. Pune repede că sunt gata de plecare. Când eram matale mic, erai șef ca și acum. Eram ce mâncați și gura ta la început de drum. Într-o zi mi-am dat eu seama cum să fac, cum să trec. Și cu alt șef legături am început să leg. Dau porunci și ordine așa, fără nicio grață. Eu mă supăr împreună concediu pe viață. Păi și dacă pleacă toți, nu dai în faliment. N-o să plece că chiria vine permanent. Au șef,
Febreu nu mă țipa. Păi da, mai scutește-mă, ia mai du-te în Panama. Mă gândeam alaltă ieri, șeful, să mă fac tot șef. Să muncesc că mi se scoală și când am eu chef. A și șef, ar mai fi încă ceva. Nu trebuie să-mi dai concediu, îți dai o demisie. Păi da, tu ești om de bază aici, nu te las să pleci. Hai scutește-mă, mâncați și că trebuie să mă duc la meci. Au șeful, fă și mie o cafea. Pune și cremă de lapte și are repede cu ea. Au șef, hotărăște-te ce vrei. Dar până te hotărăști, dă-mi o bere, două, trei. Au șef, poți și mie o cafea. Pune și cremă de lapte și are repede cu ea. Au șeful, hotărăște-te ce vrei. Dar până te hotărăști, dă-mi o bere, două, trei. Au șeful, no. Păi du-te la orele, să vezi de n-auzi după aia toate aurorele. M-a lovit noroc cu șeful, ia zi, vrei să povestesc? Mi-am deschis afacere și acum prosperesc. Angajații mă respectă, unii mă iubesc. Încetez că mă doare, nici nu mă-n doresc. Nu e cine știe ce, de-aia cât de cât. Și mi-a mers bine din start de la început. Au șeful, da. Cum mai merge compania? Cum să meargă, nu mai merge, din păcate, sărăcie. Mi-a luat casa, mi-a luat masa, m-a lăsat ăștia pe drumuri. Pe drumuri, pe drumuri, dar tot n-ai scăpat de fumuri. Obiceiul vechi, nu mai pot să scap de ele. N-aș... Mi-a intrat în sânge, aha, mi-a intrat sub el. Aha. Au șeful, da. Nu ai câteva lovele? Am, dar nu vrei să muncești și tu pentru ele. Îți dau tot ce ai tu nevoie, că nu am uitat. Că nici eu n-aveam de muncă și m-ai ajutat. Am o mică pensiune de 5 stele lângă rac. Unde vin, muncești și pleci, după bun nu plac. După bun nu plac. Muncă, 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 și noaptea și ziua. Muncă, 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 niciodată piua. După bun nu plac, după bun nu plac. După bun nu plac. Check-it-a, check-it-a. Domnul Dragnea, am auzit că aveți afaceri în Brazilia. Eu n-am nicio afacere în Brazilia, n-am nicio proprietate în Brazilia. Este o legendă care circulă. Mamă, câte jingle-uri trebuie să le fac dacă sau pleacă ăsta. Vă promit. Nu ne încurca, ne strici și socotelile aici. Îmi dai și mie 2 lei și casa matale din Brazilia? Liviu, rezistă! Adică, nu fi țăran! Rezist! Larga, larga, Liviu, rezistă! Voi vă dați seama că trebuie să schimb audio live. 3 sferturi din jingle-uri ați nebunit cât... O să apară hashtag live rezistă. Exact, da, hashtag. O să se înscrie la hashtag rezistă. Hashtag rezistă, mor eu. Doamnelor și domnilor, la sfârșit de săptămână eu cu Orlando am lucrat toată săptămâna împreună cu cei de la astrolog.ro la un horoscop zilnic, dar astăzi am și recomandăm câteva sugestii pentru fiecare zodie în parte, pentru a bine dispune zodia respectivă. Adică mai pe scurt, cum poți să bine dispui zodia, persoana din zodia respectivă, nativul din zodia respectivă. Și o să vă regăsiți, pentru naivul, că este, da, este foarte adevărat. La berbec, de exemplu, scoate-i în oraș la o întâlnire complet spontană sau ia-le bilete la un meci de fotbal. La Taur poți alege un buchet de flori în drumul spre casă, alcătuiește un playlist cu melodiile ei preferate, aprinde niște lumânări, gătește fel prea mult. Taur era ăla care, Fernando, care... Ferdinand, da, Ferdinand, așa. La Gemeni, de exemplu, nu te preface că îi asculți în timp ce răspunzi tu la telefonul tău. Deci fii prezent și ascultă ce au de spus, pentru că altfel se supără pe tine. Zbocă doi punde. La RAC ei întotdeauna au nevoie de validare, așa că le poți trimite o felicitare, îi poți suna sau le poți scrie un mesaj de apreciere. Mulțumesc, șeful, mulțumesc, ești bun, șeful, mulțumesc, șeful, mulțumesc, e cel mai tare, șeful, mulțumesc, șeful, pleacă-mă de aici. Scoate Orlando, limba, fii atent la Leu, unde? Dacă, de exemplu, sunt pasionați de cântat și tu chiar ești și chiar se pricep la asta, organizează o petrecere surpriză, karaoke, în care să primească nenumărate aplauze chiar și pe bandă, că dacă n-ai public, n-ai așa, dar dacă este pasionat de gătit sau pictat, îl poți înscrie la un curs specializat. Nu e cazul. No, no. Mai trecem la fecioară. Fecioarele nu sunt prea generoase așa cu ele însele. Deci ar fi un gest foarte apreciat dacă îi cumperi un cadou spontan, așa, că te apucă pe tine spontaneitatea. Ia atent la balanță, e interesant, pentru că le poți aprecia. Vai ce frumoasă, vai ce bine gătești, vai, dar dacă nu primește treaba asta, nu o să fie cu tine recunoscătoare. Da, mai departe. La Scorpion, la Nea Dedi, trebuie să-i faci să râdă. Că trebuie să-i... Nu, pe bune, trebuie să le ridici scorpionilor moralul. Da. Moralul, auzi, moralul. Astfel îi vei relaxa și îi vei ajuta să nu mai ia lucrurile atât de serios. Săgetător, noile lucruri, experiențe, îmbunătățesc starea lui de spirit și nu faci nimic altceva decât să-i faci un bine. Exact.
Capricornii se străduiesc să scape de frustrări și dacă vrei să-i faci să se simtă bine, ajută-i să-și descarce gândurile negative care îi preocupă. Nu știu. Ia-o-s, capra. Da, mai departe. Vărsător, încurajează-l să petreacă un timp singur în pădure, în paranteză, natură. Lași acolo. Poate la mare, la munte, dar habar n-aveți cât de bine îi place să stea singur. Pești, auzi, pești, aici dezbră, fii atent. Orice mic gest pe care îl faci din dragoste față de ei va fi apreciat. Putem să dăm o piesă? Puteți să mă și atingeți. Oh, du-te, bă! Sâncilă, ce ne puteți spune despre programul de guvernare? Doamnelor și domnilor deputați, programul de guvernare al Partidului Social Democrat a avut parte de la început de o respingere automată din partea adversarilor partidului pe care îi reprezint. E, dar nu mai ziceți asta, că se supără Livache. Vreau să vă transmit pe cele scuze. Iartă-mă, Dumnezeul meu. Cronica Cârcotașilor, în fiecare dimineață, între 7... Aoleo, deci sunt foarte supărat. Va trebui să refac toate jingle-urile dacă Daddy nu se ține tare și nu... Scuipă în sân de 3 ori și lasă așa să nu fie de două. Șerbane, eu pariez pe Firea. România o vrea pe Firea. Lasă, bre, nu-mi paria pe Firea, că nu știi ce halor din Pitești ne ascultă. Da, e anonim, n-am ne-a spus. Tu crezi că domnul Dragnea nu va scoate ceva din mânecă? Are el ceva, un nas acolo, nu te lăsa, Livache, nu te lăsa. Auzi, parcă vezi că momentul în care se scoate, nu-i mai pică și... Da, domnul... El aia mică, am stat acasă. Domnul Dan din Oradea ne-a trimis în WhatsApp, ia. Hai. Hai, mă, zi, mă. Eu regel, Tivanu. Eu. Vison lata și ești... Ești. Trebuia să zică mai tare. La revedere și... Te pupăm, Dane, weekend plăcut. Mulțumim, la fel zic eu. Da. Zic eu că e frumos și asta. Dar trebuie să zică un pic mai tare. Un pic mai în vână, mai călăcătuș. Mai călăcătuș, numărul 7, zic eu. Ia o gură de ceva înainte să ne dai un mesaj. La mulți ani tuturor celor născuți astăzi. Weekend plăcut tuturor. După noi... Ia uite, sună Dan acum. Ia uite, mă, stai. După noi urmează IT Republic. Hai, stai, nu. IT Republic. Stai, mă, că îmi strici vocea, mă. Bine, mă. Ia. IT Republic. Numai așa. Da, cum? IT Republic. Oh, yeah. Vezi, frumos. Da, mă, ceva deosebit. De-aia pun eu voce la Warner Brothers și la până TNT când, și la MGM până și la... Până când plecăm noi, avem o piesă pentru Daddy. Daddy, rezistă, nu ne lăsa cu Firea, ai nebunit. Stai acolo pe poziții, scoate din tăltrum ceva și tot. Și iar-i triest, și iar-i de priznear. Hai, pa, pa! Weekend frumos, pa! Ea tot întreabă, stresat de belina de tăltrum și alte dosare, de fete veselie cu care am petrecut la soare. Dragne, de ce nu spui? Olguță îmi descrie cu patos al de fapte penale. Drum, drum, este tel drum, cu grijile pe cap aș vrea ca să le fac iar sprumă. Drum, 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 este tel drum, dosarul care mă face să zbier pe drum. Drum, 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 este fiel drum, nu mai scap de Olgoța. Ce oare mă fac acum? Drum, 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 este fiel drum. Mâncam-i pește din Belena la Ceaon. Acasă e o pădure și o leacă de piscină, o insulă și o factură la lumină. Pornesc televizorul și văd la jurnal cum mă caută bine aul în buzunară. Dragne, de ce nu spui? Și ies afară și pentru că e vânt simt cum o stață zboară. Pun căștile pe cap și iar îl chem pe Tuduse de seară. Drum, 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 este fiel drum, grijile pe cap aș vrea ca să le fac iar scrumă. Drum, drum, drum,
este Teldron, dosarul care mă face să zbier pe drum. Drum, 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 este Teldron, numai scarpeul goța ce mă fac acum. Drum, 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 este Teldron, mă cami pește din Belina, am luat cea om. Lângă tine acum, lângă tine acum, we're Gold School, Gold FM, Solid Radio.